am comentat cele de declarate schizi pentru fabricate în proporție de 100% de materie primite la fermieri din România. Zic că este un început pentru a stimula producătorii românești să utilizeze materii primite la fermieri din țara noastră și al ocazia asta aș face apel și la consumatori să prefere întotdeauna produsele românești să privim celor străini, pentru că noi așa ne putem dezvolta sectorul de agricultură și cel de prelucrare a produselor agricole, în așa fel că să nu mai vinde materie primă, ci să avem produse cu valoare adăugată mare și atunci fermierii vor fi putea și ei mai mult. Am deosebit apreciere de a anunța prezența la acest eveniment a domnului prefect, a domnului Lacu de la zona Maltană, și a domnului președinte al Camerei de Comerț, domnul Apovin Mihai. Îi invit, mai mult să vă spun câteva cuvinte. Să bine, bună dimineața! Am văzut invitația noastră și vreau să vă spun că am dat cursul de o serie de plăcere, însă și titulatura care patrona invitația m-a făcut să renunț la alte activități și să vin astăzi aici, în mijlocul noastră. În momentul în care am citit că este vorba de produse românești, n-am putut decât să mă bucur și să vă spun că sunt alături de noastră atât ca instituție cât și ca om. Vreau să vă felicit că, în potriva tuturor presiunilor, să spunem așa, mediatice și economice noastre, reușit să faceți ceea ce este românesc, să fie românesc. Vă felicit și vă asigur de toată susținerea noastră din punct de vedere instituțional, iar eu ca om vă asigur că încerc să cumpăr pe cât posibil produse 100% românești. Vă felicit încă o dată! Parcursul unui săptămâni. Camera de Comerț și Industrie a răspuns imediat solicitării respectiv Direcția Agricole pentru a organiza acest târg la acest parc pe care Camera de Comerț și Industrie gestionează și mulțumim și cu această ocazie și Consiliul Județean și Primăriei pentru faptul că ne-au facilitat ca acest spațiu să fie destinat pentru de a face din țară. A face un târg de produse tradiționale românești din zonă este un lucru deosebit de important. În această zonă a globalizării și a aducerii pe piața românească pentru consumatorul român produse din toată lumea, în momentul în care ne propunem să punem pe piață produse agricole, produse alimentare românești, putem spune că facem un act de responsabilitate pentru comunitatea din care facem parte. Putem spune că ne promovăm industria alimentară, ne promovăm agricultura sănătoasă, ne promovăm dorința noastră de a avea o alimentație corectă pentru copiii noștri și pentru toată populația din zonă. Agricultura în România județului Neamț reprezintă în punctul dintre 7%. Deci există posibilitate imensă de dezvoltare și produsele tradiționale românești, cred că sunt dezvoltate. Promovarea lor la târguri de acest fel, la târguri organizate la Romexpo București, cred că reprezintă o soluție pentru a dezvolta această zonă. Camera de Comerț va fi întotdeauna un promotor al produsului românesc, indiferent de ce zonă vine, și va fi alături de către agricultorii menținți pentru a pune pe piață produse cu adevărat sănătoase. Vă doresc succes, vă felicit pentru inițiativă și aveți în Camera de Comerț un partener de acum până când veți da locul noastră să promovați agricultura și industria românească. Vă mulțumesc! Bună ziua! Vreau să transmit un salut din partea instituției care reprezint și e vorba de Agenția Zonei Montane din România, din partea conducerii Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și
Vreau să salut în primul rând cei doi actori foarte importanți în acest eveniment și, în general, producătorul agricol și cumpărătorul. Acest eveniment organizat ca urmare a aplicării sau punerii în practică a legii 168 din acest an a creat posibilitatea ca cei doi actori să se întâlnească și, bineînțeles, producătorul să vină cu gama de produse deosebite, să arate și să garanteze calitatea acestora, iar consumatorul, bineînțeles, să primească prin certificările care le au aceste produse, ca produs tradițional, ca produs montan sau ca produs ecologic, încrederea că produsele sunt cu adevărat sănătoase, că ceea ce scrie pe etichetă informațiile respective sunt reale. Este important să găsim orice prilej pentru asemenea evenimente și să nu așteptăm numai o lege, nu neapărat să vină doamna sau ziua recoltei, pentru a putea să promovăm produsele noastre românești, să arătăm că îi respectăm pe producători care trudesc atât de mult ca să ne ofere aceste produse deosebite și noi trebuie să fim primii care să fim interesați să cumpărăm aceste produse ca dânsii să se poată dezvolta, să poată în continuare să vină cu produse cât mai multe și de cea mai bună calitate. Bineînțeles, este etapa în care trebuie să, prin toate formele posibile și toate instituțiile și mass media, trebuie să promoveze produsele românești, ca într-adevăr economia națională, agricultura, în mod special, să poată să dezvolte. Este un eveniment foarte, foarte important și mă bucur că am fost invitat și sunt prezent aici, sigur, pentru toți producătorii din județul Neamț, pentru că să fiu unul de ei, sunt aici în mod deosebit ca director general al Agenției Zonei Montane de România, instituție care are ca scop dezvoltarea zonei montane și, bineînțeles, producătorii montani. Suntem în această etapă interesați ca toți producătorii din zona de munte să-și certifice produsele lor cu mențiunea de produs montan, lucru care este foarte important dându-le, așa cum am mai spus, garanția cumpărătorilor că acest produs vine dintr-o zonă deosebită, cu calități deosebite, materia primă și procesarea avem loc în zona de munte. Nu pot decât să mă bucur, să felicit organizatorii, să felicit producătorii care au făcut efortul să fie astăzi prezenți aici. Important este să vină și consumatorii, să vină și cumpărătorii, oamenii din Piatra Neamț și trebuie să obișnuiască să vină, pentru că, într-adevăr, dacă vor să fie sănătoși, trebuie să consume produse sănătoase. Produse românești, produse de la munte, produse de bună calitate. Mulțumesc, o zi bună și mult succes! So
câteva cuvinte, spuneți-le. Cum e prezentarea noastră aici la acest? Avem produsele toate naturale, nu sunt injectate, fără adezivi. Totul se prelucrează la foc de lemn, afumăturile, și o calitate bună de carne în toate produsele. Adică nu vorbim doar de produse românești, ci și de materia primă tot românească. Materia primă tot românească. Deci orice sunt de la ferma de la TC Vras, absolut tot. Doar sare și piper în condiment. Ca prețuri sunt accesibile pentru orice buzunar. Am avut, da. Până acum 3 clienți. În primele ore aia dimineață, da. Cu plăcere, mulțumim și noi. Și vă așteptăm la magazinele noastre. Pare bine că suntem, că participăm în ca expozant, ca producător de legume și fructe din județul Neamț și am adus aici toate produsele care le realizăm în cadrul fabricii noastre. Ne puteți spune câteva produse? Avem foarte multe, deci lucrăm de la gama de dulcețuri, compoturi, mâncăruri, zacuscă, renumita zacuscă care o avem, zacusca de ghebe, un produs deosebit, și toate celelalte murături care le facem tradițional ca acasă prin fermentație naturală. Deci după rețete? După rețete autohtone, tradiționale. Da, tot timpul sunt probleme și noi ne întâlnim cu probleme, dar experiența de-a lungul timpului și făcând-o într-un mod profesional, încercăm să evităm toate inconvenientele care apar pe timpul procesării. Cum apreciați, eu să ating și subiectul ăsta, cum apreciați diferența de preț între submarca, supermarketuri și supermarketurile încearcă tot timpul să aibă produse foarte, foarte ieftine. În general, nu contează foarte mult calitatea, la ei primează prețul. Noi încercăm să le îmbinăm pe amândouă, să avem și un preț acceptabil de către cumpărătorul final, dar să avem în produs și o calitate pe măsură. Deci, pe total, încercați să pentru clienți români, normal. În primul rând sunt pentru clienți români. Noi vindem la ora actuală atât în România cât și în străinătate, dar în afară. Dar și afară vindem tot pentru clienții români, pentru cei care cunosc gustul produselor de acasă, din cămara părinților, a bunicilor, și le face plăcere să consume produsele noastre. Cu siguranță vom participa la acest eveniment și anul viitor. Da, mulțumim mult! Cuvinte, vă rog? Despre târg, primele impresii? Ce să vă spun, lucrăm de câteva zile la târgul ăsta, ne bucurăm în primul rând că am reușit să aducem fermierii și fermieri mai vechi, dar în primul rând fermierii noi, am reușit să-i aducem la această întâlnire. Este o acțiune a Ministerului Agriculturii, se face în fiecare județ din România
și va fi o acțiune tradițională care sperăm să o facem în fiecare an. Cum apreciați participarea? Eu zic că participarea este foarte bună, am adus și fermieri tineri și fermieri cu experiență. Dacă vă uitați cu atenție, majoritatea personalului din Direcția Agricolă este aici, am adus Direcția Agricolă la această expoziție. Sunt fermieri care doresc anumite informații legate de fonduri europene, de atestate de producător, de cursuri de pregătire profesională. Cu ocazia acestei acțiuni pot lua și aceste informații la fața locului de la consilierii din Direcția Agricolă. Deci nu e ca să-și facă doar prezentarea produselor, ci le oferiți și consilieri. Deci doamnele care le vedeți în ei îmbrăcate popular sunt toate doamne consilieri pe anumite paliere în Direcția Agricolă care dau și consultanță aici la fața locului. Vă dați seama că sunt cele mai avantajoase prețuri, aici sunt prețuri fără TVA, este un stand expozițional. Vorbim de încurajarea producătorului autohton. Da, autohton și a produselor agroalimentare românești. Da, și eu vă mulțumesc. Să rămână câteva cuvinte. Din grădina dumneavoastră? Da. Foarte serios, din solarele mele. Adică ați muncit? Da, bineînțeles. Suntem, funcționăm sub programul susținerea tomatelor 2017 și ne cultivăm în solare, în comuna Făurei, județul Neamț. Eu da, eu sunt mulțumită, normal, muncesc, nu? Mai puțin, dar sperăm să rezolve și celelalte probleme care le avem. De exemplu, frigul, căldura, solarii trebuie căldură, trebuie... Sperăm ca guvernul să ne susțină cumva, numai cu așa 3.000 de euro, dar și cu banii pentru căldură, pentru lemne, pentru... Asta trebuie ei să socotească, nu noi. Ei trebuie să gândească pentru 1.000 de metri pătrați, ținând cont că a venit deja din septembrie căldura, trebuie să punem... Nu prea este apreciat, asta este. Munca cultorului român nu este apreciat. Multe... E o idee bună pavilionul ăsta. Da, dar ar fi, da. Mai mult mediatizat, mai mult... Asta, da. Dacă viitorul mai veni? Bineînțeles. Dacă dă Domnul și ne ajută să mai trăim și anul, cum să nu? Bineînțeles. Plăcere. Mulțumesc, o zi bună, la revedere. Astăzi suntem prezenți cu oferta de semințe de la stațiunea Secuieni, cu o diversitate de plante medicinale și aromatice, semințe. Vă prezentăm oferta noastră din anul 2017-2018 pentru culturile de cereale. Avem un volum omagial care a fost anul ăsta editat cu ocazia împlinirii a 55 de ani de activitate a unității noastre și tehnologii de cultivare care sunt adaptate zonei. Sfaturi? Da, suntem în sprijinul lor. Dacă ne sunt solicitate sfaturi, cu mare drag oferim consultanță. Acum sunt
suntem mereu vizitați în cadrul unității noastre de diversi cultivatori. Suntem mulți dintre studenții de la Iași au proiecte împreună cu noi și îi conducem în drumul ăsta spre meseria asta de agronom. Și suntem o pistă de lansare pentru cei care vor să formeze și să învețe meserie pentru Sperați să faceți niște contacte cu producătorii autohtoni pentru aceste semințe? Da, contacte avem mereu, întâlniri cu cultivatorii, avem mereu, în cadrul vara, în câmpurile experimentale, avem mereu, suntem vizitați de, și avem și manifestări și mese rotunde unde ne prezentăm rezultatele noi. Bun, vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare. O zi bună în continuare. Mulțumim. Succes! Mulțumim! Bună ziua! Bună ziua! Producător autohton de miere și nuanțe? Da, albinele produc miere, noi doar o ambalăm. Miere Luca, acum 3 ani de zile, până acum 3 ani de zile o ambalam și o exportam, dar începând de în 2012-2013 am zis că să începem să punem miere naturală în magazinele din, cel puțin din Piatra Neamț. Văzând cam diferența între ceea ce e pe raft și ceea ce ofeream noi la export și așa am înființat miere Luca cu tradiție. Bunicul meu a început cu primii doi stup și apoi tata și tot așa promovăm. A treia generație. A treia generație, da. Urmează și pe viitor. Urmează, bineînțeles, am doi băieți și cu siguranță asta. Mulțumesc. Care e diferența între miere de aici și ce vă găsim în Eu știu ceea ce ambalez eu. Eu știu că miere 100% naturală și pentru mierea noastră garantăm că pe lângă efectul, faptul că e dulce și așa, are și proprietăți terapeutice și apiterapia este recunoscută. La fel, toate produsele din stup practic, inclusiv propolisul antibiotic natural, de asta și e dorința noastră de a ne axa pe produsele naturale și mai ales faptul că sunt și tradiționale românești cu atât mai mult. Mierea de albin este foarte căutat la români. Vreau să știu dacă au fost, de când s-a deschis acest târg, de cât are, 3 sferturi de oră de când l-au deschis oficial, dacă au fost clienți care să cumpere miere de albine. Nici n-a început târgul și deja am vândut. Înseamnă că românii, într-adevăr, le place dulcele. Doamne ajută, nu neapărat dulcele. Sperăm noi, de asta ne și axăm mai mult, că pentru ce e sănătos. Vă mulțumesc foarte mult. Cu drag. Mulțumim. După cum vedeți, acestea au fost în mare standurile pe care acest pavilion expozițional le prezintă, dar ele nu au fost cu siguranță toate prezentate de noi. Tot ce trebuie să faceți este să veniți la Piatra Neamț, la Casa Cărții, la târgul acesta al produselor agroalimentare românești. Thank you.
Produsul românesc în general, produsul tradițional, produsul montan sunt produse care sigur trebuie să se găsească și să fie în atenția tuturor cumpărătorilor. La noi există o problemă și o reținere în a promova produsele românești, produsele tradiționale de calitate prin toate formele care există, spunem, nu numai acele prezențe în piețe unde oamenii vin să-și vândă produsele. Trebuie să creăm și să fim interesați să realizăm evenimente unde cei doi actori importanți, producătorul de produse românești, producătorul de produse de la munte, vorbesc de produse de la munte, vedeți, pentru că sunt aici în calitate de director general al Agenției Zone Montane din România și ca într-adevăr cumpărătorul să vină să cumpere, să câștige încredere și într-adevăr să constate că aceste produse sunt produse de calitate, sunt produse sănătoase și atunci, într-adevăr, ei trebuie ușor-ușor să schimbe, să spunem, să schimbe preocuparea de a cumpăra numai din marile magazine. Din punct de vedere al dezvoltării economice, atât la nivel județean cât și la nivel local, sigur, participăm și contribuim la această dezvoltare. Trebuie să existe în noi, în toți factorii de conducere, această preocupare de a sprijini producătorii noștri. Trebuie să fim mândri de ei, pentru că ei fac un efort deosebit să crească animale, să vină în fața noastră cu produse de cea mai bună calitate. Ce este important, trebuie să înțeleagă că ei trebuie să urmeze o etapă superioară, să spunem, să-și certifice produsele care le au, atât ca produs tradițional, pentru că ele sunt românești, sunt produse cu materii prime din România, produse în România, dar o certificare pe produs montan, în cazul nostru, este o problemă care dă o garanție în plus cumpărătorului că acest produs vine dintr-o zonă care are deja o semnificație deosebită, de la munte. De la munte înseamnă aer curat, înseamnă iarbă sănătoasă, înseamnă caracteristici care se duc în produs și, bineînțeles, face ca acel produs să fie deosebit. Și oamenii trebuie să facă efortul, nu este un traseu foarte scurt, este un traseu care nu costă nimic, ca ei să-și treacă pe eticheta produsului produs montan. Și atunci oamenii ușor-ușor o să obișnuiască să cumpere produse de la munte, produse tradiționale, produse românești. Este o obligație, aș putea spune că este aproape o obligație morală a noastră să ne cumpărăm produsele noastre, care știm, în primul rând, pentru că așa cum un pom adus de la Buzău nu se prinde sau se prinde foarte greu în zona noastră datorită unor caracteristici de sol și așa mai departe, așa și noi ca oameni trebuie să consumăm produse de la noi pentru că într-adevăr ne fac bine și contribuie la sănătatea noastră. În al doilea rând, cred că a stabili o dată certă 10 octombrie pentru asemenea manifestare nu este o idee foarte bună și va trebui să facem demersuri. Important este ca acest eveniment să fie în primul weekend, primul sfârșit de săptămână din octombrie, o manifestare pe 2-3 zile, într-un spațiu adecvat, pentru că degeaba vin producătorii, degeaba vin cu produsele lor dacă cumpărătorul, fie că nu află, fie că nu s-a făcut o promovare deosebită pentru că nu au fost resurse financiare și, bineînțeles, o locație într-un loc cât mai aproape de oraș și, într-adevăr, să le promovăm produsele, să promovăm producătorii, să-i respectăm și, în acest sens, economia noastră, agricultura noastră, într-adevăr, se poate dezvolta
și bineînțeles și, și zona și oameni. În, în al doilea rând, produsele locale pot să atragă turiști, ele pot să ajungă în pensiuni, pot să ajungă, bineînțeles, pe masa consumatorilor direct din ferme. Acest se realizează în acest fel, lanțul scurt, acest concept pentru care se discută atât de mult. Asta trebuie să atragem oamenii, să atragem turiștii prin evenimente deosebite, de substanță, care să fie cunoscute, dar într-adevăr trebuie să fie foarte bine pregătite, pentru că... De ce ați ales Piața Neamț să veniți la această primă ediție? Că vă puteați duce oriunde în seara asta. Păi, în primul rând că, sigur, am fost invitat, în al doilea rând sunt din Piatra Neamț, aici locuiesc, chiar dacă momentan muncesc și lucrez la Vatra Dornei, la Agenția Zone Montane. În al treilea rând, sigur, aici sunt producători montani foarte mulți și vreau să stau de vorbă cu dânsii, să îi felicit, să le explic ce demersul trebuie să facă pentru a se certifica ca producători cu mențiunea de produs montan. Și bineînțeles, peste tot suntem acolo unde suntem chemați și invitați, funcție de timpul nostru liber, să fim alături de ei, să vadă că îi respectăm, să le arătăm că îi respectăm, pentru că altfel, care este suportul?